2011-2012 s-a închis oficial în stațiunile de pe Valea Prahovei. La Bușteni, pe pârtia Calinderu, închiderea a fost făcută într-un mod original. Îmbrăcați de vară, cei mai trăzniți schiori au făcut o demonstrație de schi pe zăpadă, încheiată cu o săritură peste un bazin cu apă. Alunecarea pe pârtie, peste bazinul cu apă și apoi saltul pe trambulină a oferit o senzație unică. Super senzație, nici nu știi când ești pe apă, dar mai naș pe după aia dacă o iei în cap. Curaj, distracție, adrenalină, e o senzație care merită încercată și tot ferma spre bine. Este o senzație nemai întâlnită până acum, frumos, foarte frumos, interesant și... emoțiile trebuie să dispară, le lăsăm în altă parte. Spectacolul oferit de schiori a fost pe placul tuturor. Ceva care mă face să tremur, eu acum nu tremur de frică, tremur că m-am uitat la ăștia cum au căzut pe acolo. Avea curajul să încerci. Stai să mai beau o bere și o să am curajul. Nu toți au fost la fel de experimentați sau de norocoși, unii dintre ei au ratat săritura. Chiar dacă sezonul de iarnă a ajuns la final, turiștii sunt așteptați la Bușteni să se bucure de fanparcul de la pârtia Calinderu.